Din nefericire, așa cum v-am spus, în momentul de față, deși legea prevede ca în 29 martie trebuia să fie adus la cunoștință, trebuia să fie promovat după acest buget, acest proiect de buget pe 2019, pentru că practic este cea mai importantă hotărâre de Consiliu Local, fiind singura hotărâre de Consiliu pe care doar primarul o poate iniția, restul hotărârilor putând fi inițiate și de consilieri. Evident, cetățenii ar fi avut la dispoziție 15 zile, din care deja s-au scurs vreo 4, și acest proiect încă nu este pe site și cel mai dramatic, în forma asta primitivă, adică v-am spus, în care trebuie să te deplasezi la fișier, asta dacă a afli, deși cred că pentru prima dată în momentul ăsta nici presa nu știe, că n-am văzut niciunde, chiar asta poate fi o știre și poate fi preluată de către toate site-urile din Alba Iulia, bugetul local poate fi găsit doar la vizierul primăriei, într-o formă trunchiată și fără să aibă nici măcar o investiție. Adică pot consulta cetățenii cheltuielile ce urmează să le avem. Probabil că asta va fi și ideea. Acum, mai în serios, am vorbit cu cei responsabili, mi-au spus că încă n-au putut creiona investițiile din cauza faptului că trebuie să vină de la Consiliul Județean peste vreo 2 săptămâni o hotărâre care ulterior ar aduce un procent din 7,5%, că n-am prea înțeles foarte bine, poate asta e și ideea, să nu înțelegem, și de fapt, așa cum s-a făcut până anul trecut, această consultare publică, adică a cere opinia albaienilor pentru ce se investească, a fost ascunsă sub preș. Așa s-a urmărit și anul trecut, am reușit împreună cu domnul Hada atunci și să ne mobilizăm fantastic, deși și atunci am aflat cu vreo 3 zile înainte și asociația noastră să se prezinte împreună cu vreo 50 de colegi din diferite cartiere și să facem propuneri concrete, ulterior în ședința de Consiliu să putem aduce niște amendamente pentru investiții în proiectare, studii de fezabilitate, în așa fel încât să facem măcar primii pași pentru a solicita primăriei bani ca în anul trecut să investească în infrastructură. Acum am vrea să facem lucrul ăsta, dar cu ce? De unde? Nici nu putem discuta. Vom veni categoric în săptămâna asta, vom face noi consultări publice cu cetățenii în diferite cartiere, săptămâna viitoare, însă, așa cum era firesc, treburile astea trebuiau discutate de vreo 6 luni. S-a invocat faptul că președintele a respins bugetul, că guvernul nu l-a adus decât foarte târziu. Vă dați seama dacă doar în luna aprilie toate investițiile care puteau fi făcute până acum s-au motivat că nu se fac din cauza că nu este buget. Și aici e o mare minciună, pentru că faptul că nu este creionat bugetul, asta nu înseamnă că nu se pot face din punct de vedere legal investiții. Pentru că banii vin de la taxe și impozite, noi ne plătim taxele, către primărie vin bani, adică nu era niciun fel de problemă. Din păcate s-a adus și cu minciuna asta o nouă fentă de a fugi din fața adevărului că, de fapt, primăria este, practic, din punct de vedere economic, într-o situație foarte tristă și că investițiile anul ăsta vor fi foarte mici. Cam asta pot să vă spun, din păcate, despre bugetul local. Vă rog frumos să ne scrieți. albaiuliainfrastructură.ro este adresa noastră, Triful Mircea Rondiau.com este adresa mea personală, puteți să mă sunați și pe numărul de telefon, putem interacționa în așa fel încât săptămâna viitoare, că vrea primăria, că nu vrea, să facem într-adevăr o consultare publică reală împreună cu colegii mei și cu albaiulienii în sala de pe strada Bucovinei, unde ne-am întâlnit și anul trecut, și să încercăm să sprijinim, dacă pot să zic așa, primăria în sensul ăsta. La punctul 2, o să discutăm puțin despre acest regulament al parcărilor și l-aș ruga pe colegul meu Andrei și pe domnul Hada, dacă dorește să intervină, să detalieze puțin, pentru că noi avem aici o implicare extraordinară în ultimul, aproape un an de zile în treaba asta. Da, se face azi mine un an de zile de când a demarat sarabanda cu regulamentul parcărilor, adică referitor la crearea unui cadru normativ pentru plata parcării pe raza municipiului Alba Iulia. După cum bine știți, noi anul trecut, în septembrie, am atacat această hotărâre de Consiliul Local în contencios. Am epuizat procedura prealabilă în care Bineînțeles, Consiliul Local împreună cu primăria ne-au pasat. Ulterior, în ianuarie, se pare că Prefectura s-a hotărât într-un final să atace această hotărâre de Consiliul Local pe chestiuni de procedură, am înțeles. Finalul a fost luna trecută, da, la sfârșitul lunii trecute, în ședința de Consiliu din martie. Consiliul Local a aprobat retragerea hotărârii de Consiliul Local din septembrie de 348 din 28/09/2018, asta în contextul în care acțiunea prefecturii nu-și mai avea obiectul, pentru că dispărând, anulându-se hotărârea respectivă, nu mai exista ce să se conteste, dar în data de 22/03/2019 Consiliul Local a considerat de cuvință să propună din nou un alt regulament. De fapt, este vechiul regulament la care sunt mici modificări care probabil țin cont de ceea ce a sugerat prefectura și acest proiect este în dezbatere publică până în 21 aprilie. Tocmai bine că acum sunt Paștele, oamenii nu au vreme să se ocupe de tarife și plăți la parcare. Cel puțin noi credem că domnul viceprimar Pleșa o să-și respecte promisiunea și în acest interval de timp în care proiectul este supus consultării publice, o să organizeze promisa consultare publică în fapt la care să participe atât reprezentanții primăriei cât și cu certitudine reprezentanții Asociației Alba Iulia Infrastructură vor fi prezenți, pentru că ni se pare anormal ca să revii cu un proiect de regulament pentru parcări în condițiile în care tu nu ții cont de ceea ce a făcut consultarea publică. Până la urmă, perioada în care Alba Iulia Infrastructură prin reprezentanții i-a făcut acea consultare publică în stradă, pe raza municipiului Alba Iulia și în contextul în care peste 1500 de cetățeni și-au exprimat dezacordul cu acest proiect, mi se pare straniu să vii să repropui un proiect care până la urmă ar trebui să țină cont de părerile cetățenilor, dar cetățeanul și primăria sunt două entități paralele în municipiul Alba Iulia și e normal ca primăria să nu țină cont de ceea ce cetățenii au spus anul trecut. Cel puțin ne așteptăm cu interes de zilele următoare ca primăria să propună acea dată la care să sperăm că va organiza real o consultare publică cu participarea cetățenilor pentru a dezbate acest regulament care, din punctul meu de vedere, este necesar, dar motivarea lui este eronată, pentru că este evident că acum acest regulament e mare nevoie de el, pentru că penuria de resurse financiare la primăria Alba Iulia este serioasă. Deci la punctul numărul 3 am avea de discutat despre acest proiect pe care asociația noastră, prin intermediul meu, în calitate de consilier local, am reușit să îl prezentăm Consiliului. Este vorba de proiectul prin care noi am solicitat ca, începând cu 1 ianuarie 2020, în Alba Iulia să se facă un prim pas în ceea ce, în sensul în care nu s-a făcut absolut nimic în haosul ăsta urbanistic de 30 de ani în care s-a construit după o singură regulă, fiecare construiește ce vrea, dacă cunoaște pe cine trebuie. Asta a fost, de fapt, de regulă. De asta arată cum arată. De asta tot bulevardul Revoluției și alte zone sunt pline de tot felul de cotețării construite printre blocuri și până urmă s-a ajuns în situația că nu mai sunt suficiente parcări. În sensul ăsta am venit cu acest proiect, am lucrat aproape un an de zile, am avut dezbateri cu Comisia de Urbanism, am avut noi multe opinii și am venit cu o chestiune foarte largă și democratică, tocmai în sensul legii 215, în care consilierii, viceprimarii puteau să aducă amendamente. Viceprimarul Paul Voicu vorbește despre dărâmarea garajelor dintre blocuri. Împreună cu mine, când eram consilier, noi amândoi, în același consiliu. Vreau să-l anunț acum că eu n-am fost niciodată consilier împreună cu domnul Paul Voicu în Consiliul Municipal Alba Iulia. Eu am fost consilier municipal în mandatul primarului Timiș. Dânsul a fost în mandatul primarului Hava. Deci eu nu am fost în mandatul primarului Timiș, Hava, consilier municipal. Am? Clar. Deci, poate m-a confundat cu cineva. Nu știu ce să zic. Probabil. Ei, deci atâta lipsă de interes a consilierilor față de ceea ce trebuie să se rezolve în municipiul Alba Iulia, chiar că nu am întâlnit. Încercam într-un mod, că am luat și cuvântul și am încercat să le explic oamenilor acestora că, uite, orașe mari, un număr de populație de enorm mai mare decât Alba Iulia, mă refer la Cluj, Brașov, Constanța, au reușit într-un mod sau altul să rezolve două locuri de parcare pentru locuințele colective construite în volumetria orașelor respective. Ei, domnul viceprimar Voicu zice, domne, la Cluj e nevoie de 5 locuri de parcare. Păi, domne, bine, și în Alba poate e nevoie de 3 locuri de parcare, dar haide să rezolvăm 2 locuri de parcare, că rezolvând aceste 2 locuri de parcare la locuințele colective, vom rezolva într-un fel sau altul și mobilitatea pe arterele principale ale orașului, respectivii proprietari ai viitoarelor locuințe colective, având posibilitatea să-și parcheze mașinile în locurile respective, nu pe artere principale care duc la o blocare fără discuții a acestei circulații. Mai mult decât atât, orașul Alba Iulia are un alt relief în a se dezvolta aceste locuințe colective, fiind mult mai larg relief decât Clujul, care stă ca într-o copaie acolo, adunat. Deci ai unde să construiești, ai unde să găsești locuri în care să construiești. Dezvoltatorii imobiliari au posibilitatea să cumpere și să dezvolte astfel de locuri. Nu întâmpinăm greutățile care le întâmpinăm la Cluj, de exemplu. Cel mai bun exemplu, fiind foarte aglomerat orașul respectiv. Dânsii vorbesc de aceste studii, au adus comisia asta tehnică și a arhitecților, au invitat un arhitect, am înțeles, de prin Olanda sau de pe undeva, care a vorbit foarte mult despre dezvoltarea volumetrică a orașului Alba Iulia, modul în care sunt amplasate locuințele unifamiliale, cum să creeze o arhitectură modernă în orașul respectiv. Eu am zis în felul următor: dom'le, dacă un om și-a creat o locuință familială, deci o vilă, în momentul în care s-a dus și a ridicat certificatul de urbanism al terenului pe care construiește, el a văzut acolo sau a fost informat prin acel certificat că în zona respectivă se construiesc locuințe unifamiliale. Acesta este motivul pentru care respectivul cetățean albaiulian, care face o investiție serioasă în momentul în care face o astfel de locuință, construiește în acel loc, asigurat fiindcă în respectivul loc nu va apărea locuințe colective de la P+3 în sus. Ei bine, ce se întâmplă? el în momentul după, când și-a luat certificatul, a văzut treaba asta, dar vine primăria cu Consiliul și modifică planul urbanistic de detaliu și pune două străzi, două potești de stânga în stânga și dreapta locuințelor care unde vor să construiască locuințe colective, spunând că se învecinează cu respectivele străzi și atunci nu mai au nevoie de acceptul cetățeanului care are locuințe unifamiliale. Ce se întâmplă? Respectivul cetățean odată pierde din valoarea investiției pe care a făcut-o, își pierde confortul lui personal, liniștea și tot ceea ce a crezut el la un moment dat că poate să aibă dacă construiește această locuință unifamilială. Și atunci am zis, de ce se leagă Comisia Onorat, Comisia Tehnică și Arhitecților de aceste studii, care oricum le pot face dacă tonul le-a făcut în 20 de ani, spunând că să așteptăm să eliberăm terenuri pentru locuințele acestea colective, până când nu rezolvă ei studiile respective, referitor mineralizare și așa, sau demineralizarea sorului și altfel de studii. Păi, bă, oamenilor, ați avut timp, atâta timp să faceți treaba asta și puteți paralel să hotărâți unde nu se poate construi datorită faptului că e demineralizat solul. Cu toate că mă mir, având un plămân cum e mamutul, că solul în Alba Iulia e demineralizat. Deci, îs niște lucruri care nu le înțeleg. Toate sunt făcute împotriva cetățeanului albaiulian, domnule. Ăștia nu îi mai interesează decât să rezolve problemele lor de clientelă. Ei au treabă cu să rezolve problemele și cerințele dezvoltatorilor imobiliari, care bineînțeles că nu le convine să creeze două locuri de parcare, pentru că aia înseamnă niște investiții în plus în clădirea pe care o fac, care va trebui făcută pe cadre, 35% conform proiectului acesta de hotărâri trebuia făcută la subsolul sau la parterul blocului parcări, deci subterane sau ce să zic, deci ei în loc să rezolve problema cetățeanului, ei se gândesc doar la dezvoltatorul imobiliar, că îl trimit puțin mai încolo, că va trebui să cumpere teren mai mult, creând locuri de parcare mai multe și așa mai departe, două locuri de parcare. În acest fel, eu consider că nici într-un caz nu poate fi rezolvată o astfel de probleme, neexistând voința necesară din partea administrației de a rezolva acest mic lucru, că practic nu rezolvi mobilitatea orașului Alba Iulia, nu rezolvi întru totul, dar cât de cât ai început un proiect de a rezolva mobilitatea în planul de mobilitate a orașului. Mulțumesc! Informare, în primul rând, a oamenilor dintre Alba Iulia și Micești și chem cu ocazia asta alături de noi pe toți albaiulienii, că în fond și la urma urmei a construit o școală modernă în zona asta, la Micești, este în interesul tuturor. Pot fi aduse aici mai multe considerente, mai multe motive pentru care facem asta, însă principalul este că în toată zona respectivă, mai ales în cartierul Micești, care și-a dublat, poate chiar și-a triplat numărul de locuitori prin cartierele nou apărute, evident că a crescut și numărul de copii, începând de la grădiniță, sunt doar o singură grădiniță cu 27 de locuri, astfel încât miceștenii sunt obligați, ca și cei din jurul vetrei satului să o numim așa, să ducă copiii la Alba Iulia, ulterior fiind foarte dificil să-i readucă la școală, școală care practic nu îndeplinește condițiile unui învățământ modern, fiindcă ea își desfășoară activitatea într-o casă, proprietate fostă, proprietate personală. Așa încât, în următoarele 2-3 săptămâni, o să informăm, o să facem reportaje, o să strângem semnături și sper ca acțiunea noastră, în final, să găsească și finanțare chiar și de la companii private. Dacă vrea, Andrei, pe tema asta să adauge. La punctul 5, am tot în spiritul ăsta al transparenței de care primăria, din păcate, nu dă dovadă în ultimii 30 de ani, ba mai mult decât atât, ridică adevărate ziduri între primărie și cetățean, am propus ca proiectele de hotărâri să fie puse pe site. Spre stuparea mea, deși practic e un proiect liberal, e un deziderat liberal pe care îl găsești până și la celelalte partide în statutul lor, cu principiul ăsta defiliază în campanii electorale, chiar și acum pe stradă spun oamenilor că ușile instituțiilor trebuie să fie deschise, că trebuie să fie transparență decizională. În realitate ne-am trezit în situația faptului în care cei de la Partidul Național Liberal au votat în bloc împotrivă sau s-au obținut. Nu numai acum, proiectul a mai fost în urmă cu o lună de zile, atunci l-au ridiculizat. Este încă o dovadă că între ceea ce spun politicienii și în ceea ce fac pentru oameni este o distanță de 180 de grade. Cel mai frumos proiect pe care îl găsesc eu este această inițiativă a departamentului din cadrul Asociației Ecologist. Departamentul Ecologist este condus în momentul de față de Sergiu Cioca. El, din păcate, nu este aici, dar pot să vă spun eu că am demarat mai multe întâlniri în ultimele 6 luni de zile cu diferiți profesori universitari de la Facultățile de Biologie, de Facultatea de Biologie din Cluj, cu oameni din conducerea grădinii botanice, cu ingineri silvici, oameni din tot felul de domenii, inclusiv chiar și cu colegi din primărie, și am demarat o acțiune care se va concretiza în primă fază prin a propune în proiectul de buget să se aloce niște bani ca să putem plăti un studiu care poate să scoată în evidență potențialul ecologic al pădurii Mamut. Cam asta ar fi pe scurt activitatea noastră. Noi facem o conferință de presă odată la câteva luni de zile și de asta poate am vorbit mai mult ca de obicei. Dacă o făceam în fiecare săptămână, în 10 minute am fi terminat. Dacă aveți întrebări... A spus de Pădurea Mamut. De ce vreți să faceți chestia asta? Deja s-a intervenit la tăierea ei sau... Da, care este motivul? O să vă răspund foarte pe scurt. În România, conform codului silvic, toate pădurile trebuie să fie administrate de către un ocol silvic. Asta înseamnă că se face un amenajament silvic, adică, pe înțelesul oamenilor, un fel de proiect prin care se execută tăieri, diferite tăieri de întreținere, de curățenie, se taie lemnul bolnav, lemnul uscat. Din păcate, pădurea Mamut, ca și foarte multe păduri, a devenit victima, în primul rând, a hoților de lemne. Deci gândiți-vă că în fiecare zi se pleacă de acolo cu 5-6 căruțe de lemne din pădure și oamenii ăștia motivează următorul lucru. Dom'le, nu vedeți ce la televizor, pe ăștia fură și duc dincolo. Adică dacă fură ăia și taie la hoții industriei, furăm și noi. Și atunci se completează una pe alta și se ajunge la un fenomen foarte nociv. În realitate, această pădure este una dintre puținele păduri care sunt, să zicem așa, lângă municipiu. Este o pădure de agrement, asta și înseamnă, din punct de vedere științific, pădurea parc, o pădure parc brăzdată de alei, care se poate preda, care poate fi împădurită cu foarte multe specii. Prin treaba asta devine automat protejată, devine inclusă în domeniul ariilor protejate și nu se mai pot face tăieri. Evident, se pot pune camere de luat vederi, poate deveni o adevărată atracție pentru activități sportive și turistice, un adevărat simbol al curățeniei spirituale și, de ce nu, al sportului, pentru că este o creștere a dorinței tinerilor de a alerga, de a face sport în aer liber și eu cred că cu asta putem cu adevărat face turism la Alba Iulia, dacă devenim un astfel de simbol. De ce nu un traseu de mountain bike, de exemplu, pe acolo? Sau... Da, se pot face, plus că în momentul de față se întâmplă multe alte ilegalități. În primul rând, în pădure n-ai voie să circul cu utilaje motorizate, jeepuri, motociclete. Gândiți-vă ce impact asupra faunei pot să aibă toate lucrurile astea. Oamenii nici nu spus la... Nu, numai că nu se aplică legea. Adică fiecare în pădurea face ce vrea. Este ca și, ca și un parc neîngrijit de nimeni. Ori noi nu suntem aici pe veci, suntem să lăsăm în urma noastră, nu un coș de gunoi. Și pădurea asta, deja există un fenomen în Alba Iulia pe care o să-l cunoașteți. Sunt zeci, poate sute de oameni, încă nu i-ați văzut și o să facem acțiuni, mai ales că fiind luna aprilie, luna pădurii, o să facem niște acțiuni superbe împreună, nu, Andrei? Da, ce zici? Da, pentru curățenia mediului, pentru probabil și pădurii. Da, e o inițiativă lăudabilă. Dacă oamenii vor fi conștienți de importanța acestui plămân pentru municipiul Alba Iulia, pentru că este, asta este realitatea, este zona limitrofă orașului care până la urmă regenerează aerul în municipiu. Și este foarte important ca să facem acum asta, pentru că în urmă cu 10 ani de zile s-a... proiectat acest amenajament silvic, care, epuizându-se anul acesta, este automat obligatoriu să se facă altul. Ori dacă primăria Alba Iulia va cumpăra până la urmă acest amenajament și o să facă pentru următorii 10 ani, este tardiv. Apoi trebuie să mai așteptăm încă 10 ani. Tocmai de asta fac un apel, pentru că așa cum li s-a sugerat inclusiv de către colegii din Cluj, totul depinde de oameni. Dacă ne dorim să tăiem pădurea, fiindcă anul ăsta va fi primul hectar oficial tăiat la ras în pădurea Mamut, este de cei drept o pădure de salcâm și ăsta așa se taie, dar de anul viitor, așa cum spuneau pădurarii și oamenii care urmează să decide și să contribuie la achiziția acestui amenajament, că deja sunt un fel de prestudii de fezabilitate, proiectul este ca să înceapă o defrișare la ras a pădurii, ea având 20 de parcele, practic de cam aproximativ 3 hectare o parcelă, în total vreo 680 de hectare de pădure, urmând ca în fiecare an să fie luată la ras. Motivația lor, care ar fi, este că pădurea respectivă este o pădure crescută din rădăcină. Într-adevăr, am avut și eu prilejul să studiez niște documente și în anii 40, pe perioada războiului, s-au făcut niște defrișări masive în pădure și atunci a rămas un fel de crâng pe foarte multe parcele. În acest crâng, dezvoltându-se din rădăcină, inginerii silvici spun că nu are o durată de viață foarte mare. Bineînțeles că se pot găsi, că suntem specialiști, să găsim tot felul de explicații științifice ca să tăiem pădurea, să omorâm animalele și, într-un final, ca și cum spunea domnul Hadar, cu studiile de mineralizare și alte studii foarte bine făcute, niște documente care stau la baza distrugerii. Noi nu suntem de acord cu asta, dincolo de orice fel de explicație, o să facem tot ce ne stă în putință alături de oamenii care iubesc pădurea să nu se întâmple lucrul ăsta și să introducem pădurea Mamut în domeniul anilor protejate. Și dacă nu reușiți treaba asta și se va tăia? Se va face acest amenajament și de anul viitor o să înceapă tăierile, așa cum am spus, pe diferite parcele la ras. Și după care se vor replanta și se va explica din punct de vedere tehnic că se vor reîmpăduri, ceea ce pot să facă în pădurile care sunt la 20, 30, 50, 100 de kilometri de oraș, dar nu într-o pădure care poate fi de agrement și lângă oraș. Uitați-vă în Cluj sau în Sibiu sau în București. Trebuie să meargă omul o oră cu mașina să ajungă să poată alerga într-o pădure sau să poată. E păcat de Dumnezeu să avem, mie mi se pare că adevăratul simbol a orașului ăsta trebuie să fie chiar pădurea Mamut. Pentru că aici suntem, așa cum și Mureșul ar putea să fie un anumit simbol fără să fie prins, pentru că este etern. Da? Nu se trebuie să fie aruncate gunoaie. Intrăm în niște detalii, nu se pun camere video care s-ar fi putut pune de ani de zile ca să oprească fenomenul ăsta. Înseamnă că deliberat, noi nivelul de mentalitate al administrației locale este unul foarte scăzut. Deci deliberat este lăsată pădurea haos pentru toată lumea, deliberat este lăsată Albia Ampoiului și a Mureșului să se arunce gunoi, deliberat este lăsată Pâclișa și Bărăbanțul pradă aruncătorilor de gunoaie, pentru că s-ar fi putut face cum să zic, pază acolo, s-ar fi putut pune camere de vedere, puteau fi monitorizate, erau sute de soluții. Cum spune un apreciat mai nou primar de la Oradea, tot citează Andrei Barbu, sunt cărți pentru asta, nu trebuie să inventezi, pur și simplu tragi la Xerox și dacă ești analfabet și pui în aplicare. Orașele din Europa au făcut lucrurile astea, le-au rezolvat de zeci de ani.